Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit din nou pe acest canal de YouTube. De această dată vom face etalare pe trio. Să vedem cum se poartă cu soția și cum se poartă cu amanta. Dacă sunteți bărbați, vă gândiți invers, da? Și, după cum puteți vedea, avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Între timp, țin să vă mulțumesc pentru comentariile frumoase pe care le lăsați, pentru mesajele frumoase pe care mi le trimiteți și pentru aprecierile pe care le aveți față de mine și față de acest canal de YouTube și pentru respectul vostru față de mine. Bineînțeles, mulțumesc pentru tot. În afară de asta, pentru cei care ați uitat sau poate nu v-ați dat seama, acum este lună nouă și este bine să vă puneți afară o pe pervaz, dacă stați la apartament, o monedă, o bagnotă, mă scuzați, și să rămână acolo peste noapte. După care, în următoarea seară, puteți să presărați peste ea o linguriță de zahăr sau să o puneți într-un borcanel, în ceva, într-o cutiuță, nu are importanță în ce, să fie cu o linguriță de zahăr. După care, în următoarea seară, o înveliți într-un material verde, într-o hârtie verde. N-are importanță ce, ideea este să fie verde. De ce? Pentru că verdele înseamnă... După care veți lua bacnota și o veți pune în portofel, nu o veți cheltui până când nu vedeți că încep să vină bani spre voi. Abia în acel moment puteți să luați bacnota respectivă și să o cheltuiți, să vă cumpărați ceva cu ea. După care, la următoarea lună nouă, veți face din nou acest sfat, ritual, cum vreți voi să îl numiți. Așa cum v-am spus, cei care mă urmăriți, vă voi da sfaturile în videoclipuri, unul câte unul. Ceilalți mă caută dacă doresc. Bun, doar așa veți mai afla tot felul de sfaturi pe care eu le dau, urmărindu-mă. Bun, dar să trecem la etalarea noastră și sper că între timp ați reușit să vă alegeți și varianta corectă, varianta preferată, varianta care v-a atras atenție. Iar eu voi începe cu prima variantă. Și hai să vedem cum se poartă cu soția, cum se poartă cu soția, în cazul domnilor, cum se poartă cu soțul, da? Așa, hai să vedem care este situația dintre el și soție, care este situația dintre el și soție. Hai să vedem care este situația dintre el și soție. Durează puțin, probabil, până amestec cărțile, dar... Na. Din câte văd aici, este acel gen de persoană, acel bărbat care, aici pot să spun că predomină destul de mult ochii căprui. Pe lângă asta, este genul de bărbat căreia îi place să arate bine. Acel gen de bărbat care atrage atenția. Chiar dacă nu este acel bărbat frumos rupt din soare, dar este un bărbat carismatic, da? Deci, oricum ar fi, tot atrage atenția. Nu e că
Chiar dacă are nasul mai strâmb sau chiar dacă, nu știu, orice defect l-ar avea așa la înfățișare, atrage atenție. Hai să vedem acum cum este situația cu Amanda și după vorbim mai multe despre această persoană, da? Ok, hai să vedem cum este situația cu Amanda. Wow, ce interesant este faptul că la rezultat, în partea cu soția, regretă anumite lucruri care s-au întâmplat. Iar din câte văd, același regret a ieșit în partea cu Amanda. Deci, în blocajul care îl ține față de Amanda. Deci, hai să vedem. Este interesantă etalarea asta. Bun. Așa. Îmi sar cărțile de numai. Ups. Dar încerc să iau pe cele mai esențiale și cele care ne dau un răspuns foarte mai clar așa. Bun. Aici lucrurile cu Amanda par destul de... În sensul că nu vedeți nicio ieșire, da? Dar o să vi le explic pe parcurs. Aici, în primul rând, voi începe cu faptul că putem vorbi despre o persoană din zodie cornută, dar în același timp poate fi vorba despre o persoană din zodia rac, scorpion, săgetător, vărsător, da? Și bineînțeles, eu v-am mai spus, pot fi și alte zodii, dar cu ascendent în aceste zodii pe care eu le spun. Voi știți deja că eu nu pun foarte mult accent pe zodii, ci pe ceea ce reiese din etalare. Aici, acest bărbat este acel gen de bărbat care... Atunci când are o relație de căsătorie sau o relație mai solidă, ține de relația respectivă cu dinții. Chiar este acel gen de persoană care iasă în evidență și spune că este genul de persoană care are o relație solidă, în acea relație între doi parteneri de viață, expresie a intimității create în timp. Este genul de persoană care își asumă responsabilitatea față de soție, față de familie în general. Soția sa este o persoană foarte calmă, o persoană cu picioarele bine înfipte în pământ, o persoană hotărâtă, o persoană care trece peste orice obstacol. Nu întâmplător și-a ales această soție pentru că știe că și e conștient de faptul că indiferent de ceea ce ar face în viața de zi cu zi, indiferent cât de mult ar înșela această persoană sau cât de mult ar trăda-o, dezamăgi-o, înșela-o și așa mai departe, această soție îi este fidelă. Aș putea să spun, pentru că se vede foarte clar, că el caută cumva să mențină această familie. Și de dragul copiilor, dar este destul de conștient în faptul că o altă soție care să aibă atâta de multă răbdare cu el nu va găsi. Această soție nu a apărut în viața sa întâmplător, ci pentru că el este acel gen de persoană care știe să manifeste, care știe să spună ce își dorește, care să aducă dorințele în prim plan. Și atunci, la fel,
cumva relația lor este o relație divină, putem spune, și este protejată de îngeri. Chiar dacă, poate nu vă convine dacă sunteți în postura de amantă să auziți lucrurile acestea, dar dacă stați și conștientizați puțin și vedeți că el clar a mai înșelat-o și voi știți lucrul acesta și nu s-au despărțit până în acest moment, să știți că nu o va face atât de ușor nici pe mai departe. Într-adevăr, soția sa suferă foarte mult, are foarte mult stres pe cap, are foarte multe responsabilități, n-ar fi nimic exclus dacă ar avea în acest moment și anumite probleme de sănătate care îi dau niște bătăi de cap, dar sunt probleme de sănătate trecătoare, nu este ceva care să fie foarte, foarte grav în unele situații. În unele situații, într-adevăr, poate să fie puțin mai grav, dar sunt prea puține acele situații. Sfatul pentru el este că trebuie să aleagă. Pe cine alege? Soția sau amanta? N-ar fi nimic exclus aici ca foarte curând să posteze ceva pe rețelele de socializare, ceva în legătură cu familia sa, ceva care să... Dar este ceva care să atragă atenția. Și nu doar că atrage atenția, dar e ceva în care spune că vrea să facă niște schimbări, că vrea să aducă un echilibru în viața sa. Că nu își dorește să-și mai înșele soția, pentru că a început să aibă foarte multe mustrări de conștiință, a început să aibă foarte multe conflicte interioare din cauza acestor lucruri. Chiar dacă această persoană s-a simțit mai, poate mai fericit, poate mai împlinit în anumite circumstanțe alături de amantă, asta nu înseamnă că își dorește să își rănească mult mai tare de atât soția. Și nu ar vedea cum ar putea trăi fericit alături de amantă dacă și-ar lăsa soția și copiii, pentru că e conștient că viața i s-ar schimba radical din toate punctele de vedere. Ar pierde foarte multe lucruri, dar în primul rând ar pierde respectul și iubirea pe care această femeie i-o poartă. Și atunci va încerca în continuare să găsească un echilibru, încât să mențină această relație pe mai departe. În ceea ce ține de amantă, da, este o femeie frumoasă, este o femeie căreia îi place să se afișeze, este o femeie care are grijă de sine, este o femeie care trăiește bine, da? Cumva această femeie încearcă să trăiască la distanță de toată această situație, însă, bineînțeles că acest bărbat nu o lasă în totalitate să trăiască la această distanță. Sau aici mai poate fi vorba că este quartet, adică și această femeie la rândul său este căsătorită. Și cumva ține această relație ascunsă și îi este frică că se poate afla de această relație. Aici, un lucru foarte interesant, care iarăși mi se pare în această situație, este faptul că bărbatul regretă, da, are anumite regrete, are anumite remușcări față de soția sa și nu-și dorește despărțirea, iar aici, în legătură cu amanta, blocajul sunt exact acele regrete pe care le are acest bărbat. Pe lângă asta, ambele femei suferă. Ambele femei au parte de stres foarte mult din partea acestui bărbat. Ambele femei trăiesc, pot să spun, aceeași dramă. Poate că din exterior nu pare acest lucru, însă
Din interior, da. Singurul avantaj, ca să spun așa, în această situație pentru amantă este faptul că își dorește să schimbe situația, își dorește să schimbe lucrurile. În sensul că a văzut că acest bărbat oricum nu renunță la familia sa și nu vine înspre ea, sub nicio formă, în decât în acel scop de întâlniri din când în când și își dorește să schimbe situația, să schimbe lucrurile și chiar să renunțe la el pentru a fi alături de bărbatul său sau de un alt partener. Aici situația pentru această femeie, pentru amantă, se schimbă și se schimbă radical, se schimbă în bine. Singura problemă pentru această femeie este faptul că acest bărbat o mai contactează din când în când. Și revine în viața ei. Iar ea nu va ști de la bun început să spună nu și cumva va mai ține de această relație ascunsă o perioadă. Nu o perioadă foarte lungă, bineînțeles, pentru că se produce ruptura între el și amantă, dar e clar că există ascunzișuri față de soțul ei sau față de noul partener care apare în viața sa. Cumva, da, mențin legătura, dar ea vrea să-și trăiască viața, vrea să-și facă familie, să aibă familia sa, să aibă copii și n-ar fi nimic exclus dacă această persoană trăiește deja la țară sau poate că își viitorul partener pe care îl va întâlni sau l-a întâlnit deja și încă mai are această relație ascunsă, acest partener este de la țară. Stă la țară, dar este o zonă frumoasă, este o zonă în care se pot simți bine fără niciun fel de probleme. Sentimentele aici, pentru că e clar că, în primul rând, vă gândiți dacă are sentimente față de soție, dacă are sentimente față de voi. Acest bărbat, nu pot să zic că are sentimente mai multe pentru una sau mai multe pentru cealaltă. Da, pentru soție, într-adevăr, are mai multe sentimente, dar nu cu foarte mult, ca să ne înțelegem. Pentru că e genul de persoană care nu prea se implică sentimental. Pentru că consideră că o implicare din punct de vedere sentimental, este o implicare prostească sau ceva de acest gen, o implicare greșită. Dacă își asumă anumite responsabilități față de familie, față de anumite persoane, da, dar nu să se implice din punct de vedere emoțional. Chiar dacă are anumite regrete, dacă se desparte de cineva, trece destul de ușor peste regretele respective. Nu este acel gen de persoană care să sufere luni de zile sau ani de zile după o anumită persoană. Nu. De ce? Pentru că, în primul rând, această persoană schimbă persoanele foarte, foarte ușor. Și atunci nu are timp de stat, de suferințe și așa mai departe. Aici suferința este de partea femeilor. Deci, de întors spre amantă, din când în când o va căuta, da? Dar nu este acea căutare încât să rămână cu ea, definitiv. Da? Aici, amanta, pot să spun că am spus ce am spus, își caută un nou partener. Cam asta este situația în această etalare. În această variantă, eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și voi trece la varianta cu numărul 2. Să vedem și la varianta cu numărul 2. Da, chiar dacă folosesc aceleași cărți, asta nu înseamnă că se schimbă lucrurile. Lucrurile se schimbă sau că sunt aceleași. Da? Lucrurile în funcție de dinamica fiecăruia dintre voi, de energia fiecăruia dintre voi. Da?
Și la varianta 2 erau aceste cărți. Da? Ok, hai să vedem. Situația dintre el și soție. Hai să vedem situația dintre... Wow, aici situația e un pic deja cam la limită, pot să spun. Da? Este situație că această relație probabil că deja a început să urmeze acei pași de detașare unul față de celălalt, dar vom vedea exact. Da? Bun. Hai să vedem. Situația dintre el și soție. Aici este posibil ca ambele persoane, atât soția cât și el, să fie zodia leu, dar nu neapărat. Dar mai pot fi ambii zodie de foc, adică unul leu, unul berbec sau unul leu, unul săgetător sau da, ceva de acest gen. Mai avem zodia balanță, mai avem zodiile de foc, văd că predomină foarte mult aici, dar avem și scorpionul. Aici, în această situație, poate să fie vorba că o persoană din zodia Scorpion se bagă între ei. Nu neapărat că este amanta, poate să fie oricine altcineva, da? Bun, hai să vedem și aici la amantă, situația cu amanta. Hai să vedem situația cu amanta. Și după revin cu fiecare în parte. Bun. Aici situația este un pic mai complicată și o să vă explic de ce. Pentru că dacă la prima variantă totuși amanta renunță la bărbat și bărbatul la amantă, aici recomandarea ar fi ca amanta să renunțe din start. Adică să nu mai stea la discuții cu acest bărbat nici măcar 2 secunde. Dar o să vă explic de ce. Așa cum am spus, acest bărbat poate să fie zodia leu, dar nu neapărat. Poate să fie orice altă zodie. Dar în primul rând este acel gen de om care acționează la impuls. Este o persoană vulcanică din foarte multe puncte de vedere. Este o persoană impulsivă. Este o persoană care vrea să arate că are putere și nimeni nu îl poate doborâ, însă este și acel gen de bărbat care poate jignește, mai rău, jignește, critică destul de mult persoanele din jurul său. Acest bărbat nu punea foarte mult accent pe căsătorie. Întotdeauna consideră sau cel puțin își privește soția ca pe o opțiune. Nu o privește ca pe ceva care să fie persoana de lângă el, persoana principală. În permanență pentru această persoană, soția este o opțiune. Dar bineînțeles că în cadrul familiei, în sânul familiei, alături de soție, indiferent dacă o consideră o opțiune, el se simte bine. De ce? Pentru că are tot confortul de care are atâta de multă nevoie. Soția stă foarte bine la capitolul intuiție. N-ar fi nimic exclus dacă inclusiv visează anumite vise în legătură cu familia sa, chiar
cu copil, cu soț, da, cu părinți și așa mai departe. Doar că sunt acele vise pe care nu vrea să le ia în considerare, în speranța că nu sunt vise adevărate, ci doar sunt la nivel de vis și cam atât, că poate subconștientul a lucrat mai știu eu cum și întotdeauna dă vina pe ceva pentru că nu vrea să vadă realitatea care este de fapt și că acest bărbat o înșală fără niciun fel de scrupule. Bineînțeles că ea se gândește la acest lucru, că poate o înșală și asta, și într-adevăr au niște discuții destul de aprinse pe, din acest punct de vedere. N-ar fi nimic exclus aici chiar să se fi pus inclusiv problema divorțului, chiar să fi ajuns în instanță cu această situație, chiar să se fi distanțat unul de celălalt pentru o perioadă de timp, da? Unul să fi plecat într-o parte, unul să fi plecat în cealaltă, sau chiar dacă au locuit sub același acoperiș, dar unul să stea într-o cameră, unul să stea într-o cameră și să nu-și vorbească poate zile sau luni întregi. Însă acest bărbat, în momentul în care a văzut ce poate pierde și că își pierde stabilitatea proprie, da, dacă soția se desparte de el, în momentul acela, acest bărbat își caută din nou soția și familia și se reîntoarce în sânul familiei. Pentru că chiar dacă își consideră soția o opțiune, nu vrea să o piardă. Nu vrea să-și piardă această stabilitate și siguranță pe care o are alături de soția sa. Indiferent de ceea ce se întâmplă. De ce? Pentru că soția sa este o femeie hotărâtă, dar este o femeie harnică. Este o femeie care își asumă toate responsabilitățile. Și când zic aici că își asumă responsabilitățile, indiferent unde locuiește, că la oraș, că la țară, că se consideră că la oraș e mai ușor, că la țară e mai greu și așa mai departe, indiferent unde ar locui, această femeie își asumă responsabilitatea pentru tot. Aici aș putea să spun destul de clar că în această situație ea duce tot greu. Ea are grijă că copiii să fie curați, să fie mâncați, să fie îngrijiți. Ea are grijă de animale, ea are grijă de gospodărie în general. Da? Deci nu că se bazează pe acest bărbat. Aș putea să spun că acest bărbat nu e că el nu face. Face și el, dar spre deosebire de cât de mult face ea, el e un fel de musafir în propria casă. Și acum să trecem și la partea de cu amanta. În legătură cu amanta, acest bărbat nu-și dorește decât să mențină un echilibru. Indiferent cât de mult o dezamăgește, indiferent cât de mult, cât de urât se poartă cu ea, pentru că nu văd aici o purtare foarte frumoasă din partea lui față de amantă. Din contră, aș putea să spun că se poartă mai urât decât cu soția. Da, în acest caz, amanta are foarte mult de suferit, da, de pe urma lui. N-ar fi nimic exclus ca în această situație el chiar să-i fi dat și o palmă amantei. Da? Dar nu își dorește să o piardă în totalitate. Într-adevăr, amanta e, și soția e o opțiune pentru el, dar este o opțiune pe care nu își dorește să o piardă. În schimb, la amantă este o opțiune pe care, dacă o pierde, nu-i niciun fel de problemă, dar cât o poate ține blocată în relația cu el, este și mai bine. Este foarte multă dezamăgire aici. Este inima rănită, este lucruri care au durut și dor foarte tare, atât la nivel psihic, la nivelul inimii, cât și fizic. Într-adevăr,
Amanta își dorește o detașare, își dorește totuși să încheie această relație, cu toate că nu îi este foarte ușor, nu poate trece atât de ușor peste tot ceea ce s-a întâmplat, peste relația cu el, dar este chiar dacă în unele situații această amantă are copil cu el. Chiar dacă în unele situații această amantă a făcut poate copilul în speranța că va veni la ea. Doar că nu va veni. Da, are grijă de copil, dar asta nu înseamnă că rămâne cu amanta. Da? Bun, aici obstacolul pentru relația asta, în primul rând, este soția, dar nu este vorba doar de obstacolul că este soția, este această căsătorie, ci e vorba inclusiv de faptul că acest bărbat este genul de bărbat iubăreț, este genul de bărbat aventurier, este genul de bărbat care zboară din floare în floare și nu te poți baza pe el niciodată. Chiar dacă este acel bărbat care zice că ți oferă siguranță, din gură poate să spună orice, dar depinde și cum te face să te simți. Poate că la începutul relației, într-adevăr, v-a făcut să vă simțiți bine, v-a făcut să vă simțiți protejate, v-a făcut să vă simțiți în siguranță. E, uite că acum lucrurile nu mai stau chiar așa. Sfatul pentru amantă este să pornească pe un nou drum, pentru că va întâlni un alt bărbat care îi va oferi o relație mult mai stabilă decât pe care o are cu bărbatul de acum. Iar acest bărbat e acel gen de bărbat care va ști să-i pună lumea la picioare, care va face anumite lucruri în plus față de acest bărbat. La început, bineînțeles că amantei este frică să nu se afle că ea are pe altcineva, pentru că nu știe care este reacția lui. Însă, până la urmă, trebuie să-și asume aceste responsabilități, să-și asume că merită să aibă o altă relație. Pentru că, în primul rând, este și ea om și, în al doilea rând, este și ea femeie și fiecare are necesitățile sale. Și nu are de ce să rămână într-o relație în care nu este iubită. Aici, da, această persoană, acest bărbat își iubește soția, chiar dacă o consideră o opțiune, are sentimente față de ea. În schimb, față de amantă, nu are sentimente decât sentimente de moment. Decât că este acea plăcere și nimic mai mult. Nu-i pasă dacă o rănește, nu-i pasă dacă o dezamăgește, da? Deci nu are astfel de regrete. Aici, mai degrabă, regretele sunt din partea amantei că îl pierde. Pentru că ea a investit sentimente în această relație. Dar în rest, nu văd niciun fel de, cel puțin în această etalare, acest bărbat față de amantă n-are niciun fel de compasiune, să-i spunem, da? Nici măcar atât. Dacă este, este, dacă nu este, e la revedere, adică nu-și face tot felul de griji, de probleme și așa mai departe. Singura problemă pe care este posibil să-și o facă este dacă are un copil cu amanta și să aibă grijă de copilul respectiv. Dar nici acolo lucrurile nu sunt foarte bine stabilite, în sensul că acest copil el nu și l-a dorit, mai mult ea și l-a dorit și atunci cumva el nici nu s-a implicat foarte mult în creșterea lui, nu s-a implicat în să aibă aceea relație tată-fiu sau fiică și atunci lucrurile aici, în această situație, sunt destul de reci, atât între el și amantă, cât și între el și copiii acestea, dacă are copii împreună cu el.
Da. Deci este o relație destul de rece, o relație care nu văd să aibă continuitate, cu toate, indiferent de cât timp durează această relație, așa cum am spus, nu s-au investit sentimente din partea lui. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!